Dar încep cu ce vreau eu. Foarte bun. Oleo. No. Oribil. Miroase a iarbă. Sifon cu apă. E bine. Foarte bun. Efectiv, asta zici că ai scuipat. Bucharest City. Nici nu e aglomerat, avem aici în dreapta pe domnul polițist. Că e roșu, mă. Faceți băi nebunilor. Am dat o fugă repede până la capitală, pentru că cineva ne-a dat un port foarte, foarte bun pentru un vlog ce urmează să-l facem. Un magazin chinezesc, cu dulciuri chinezești. Și problema a fost că magazinul se află la București, la Afi Cotroceni, din câte am înțeles, ce am găsit pe internet. Da. Și tocmai ce am ajuns la București, suntem la Piața Victoriei, dar este foarte, foarte aglomerat pentru că este de vreme, toată lumea iese de la servici. Urmează să mergem la Afi, mai avem cam vreo 20 de minute, să zic, până ajungem la Afi. Pe fază. Urmează să ne bălăcim în niște dulciuri chinezești. Poate învățăm și niște limbă chinezească. Ciao mi, ba, ba. Mi-a tăiat cineva capul. Maniacilor, iată ne ajuns și acasă. Am reușit să cumpărăm din magazinul respectiv un anumit număr de produse pe care o să vi le arăt chiar acum și o să vă spun și cât costă, pentru că au costat destul de mult pentru niște dulciuri chinezești care nici nu știm dacă sunt bune. Așa că haideți să le luăm la rând. Avem prima dată niște biscuiți cu aromă de căpșune, da? Care au costat 10 lei. Da? Tot niște biscuiți cu alune, cred că sunt, nu știu sigur. Da? Asta a fost doar 7 lei. Următorul produs pe lista noastră este acest suc de ananas, Hatakosen. Sper că o să învăț și japoneză după ce o să testez aceste produse. Acesta a fost 10 lei, Puruta Matcha, care sunt aceștia, cu ceva green tea, cred că o să fie amari, nu știu sigur. Sherry Blossom, care nu știu ce sunt, Mochi Roll. Mochi Roll Sherry Blossom, care a fost 15 lei, lucru pe care am reușit să-l luăm la reducere 7 lei și cu reducerea de 50% a fost doar 3,50 lei. În total a fost o sumă de 80 de lei și 41 de bani. Așa sunt puși, iar așa arată biscuitele propriu-zis și cu o cremă de căpșune. Prefer un Oreo. Nu e nimic deosebit, pur și simplu este un biscuit de cacao cu o cremă de căpșune. Vom trece la produsul cu numărul 2. Da. Dacă vă uitați bine în interior, nu știu dacă la voi se vede, dar el are și ceva înăuntru, da? Acesta este Melon Flavor Drink with Natata Coco. Natata Coco, probabil tata la sucul acesta. Și dacă vă uitați pe capac, are și un zâmbet frumos. Miroase un pic pepene. La pepene galben, bineînțeles că este din pepene galben. Nu pare a fi acidulat pentru că nu s-a auzit nimic când am desfăcut capacul. Și cred că acestea din interior sunt chiar bucăți de pepene. Foarte bun. Foarte, foarte, foarte bun. Și da, cele din interior sunt bucăți de pepene galben. 10. Acesta primește 10. Este foarte bun. Presupun că dacă îl băgăm și la frigider, să zic că este vară, îl băgăm la frigider și îl punem frumos într-un pahar, are un gust extraordinar. Produsul numărul 3, un ambalaj într-un ambalaj. Cam, cred că sunt 5 sticks-uri aici. Uitați-vă și voi, sticks-uri. Deci efectiv, niște sticks-uri. Doamne, ce invenție. Haideți să vedem ce gustare. O parte este dulce, aici unde are
toată crema asta este dulce, iar aici unde este efectiv stixul este un pic sărată. Este o contradicție de dulce, avem sucul, da? Cel de mango. Haideți să vedem și ce gustare. Surprinzător, deși nu le vedem, are și bucăți. A, acum se vede, undeva pe fund, fiind foarte, foarte galben, are și bucăți de mango în el. Mai bun a fost cel de pepene. Acesta este un pic mai creșor, acela era mai dulce. Doar 8 pentru acest suculeț de mango. Pachet de biscuiți. Căviță, da? De data asta avem un biscuite galben, golden, și cu o cremă verzuie, da? Haideți să vedem și aceasta ce gustare. Biscuitele este bun, dar crema nu o simt deloc. Deloc, deloc, deloc. Adică nu are gust la ceva anume, nici măcar la ceai verde, care nu prea știu cum ar trebui să aibă gust. Așa că o să trecem la un alt suc care am văzut că are niște instrucțiuni mai ciudate de desfacere. Vom rupe prima dată această etichetă. Deci eu n-am mai văzut așa ceva. Așa sistem complicat de a deschide o băutură. Și aici efectiv mi-a rămas biluța. Deci, am desfăcut capacul, care capacul avea chestia asta în mijloc. Se desfăcea ăsta de aici, da, separat, și cu ăsta am apăsat pe biluța care era aici în cap, biluța care a ajuns aici, după cum puteți vedea, și a făcut puf! Acum o să scoatem ăsta, pentru că nu îl vom folosi să bem cu el și vom bea efectiv aici, direct. Miroase ceva, dar nu foarte convingător. Păcat de biluța asta, care a rămas aici. Foarte mișto ideea, dar el ca gust, 2. Nu aș bea așa ceva. Zici că este un suc de soc. Deci are un gust ca un suc de soc. Prăjiturica numărul 4 și cea mai scumpă dintre ele. Sper să nu mă dezamăgească. Uitați, așa arată prăjiturica. Și acum să vedem. După cum se vede, are o textură moale, ca și cum, nu știu, ar fi un jeleu. Practic un jeleu. Și presupun că are ceva înăuntru. Haideți să vedem ce gust are. Ca și gust este bună. Mai textura. Zici că mănânci, nici nu știu cum să-l descriu, ceva gumos. Ca o râmă. Zici că mănânci o râmă. Să nu înțeleg chestia asta albă care este pe el. Zici că e un zahăr pudră. Acum vom trece și la penultima băutură, cea de portocale, care a fost la reducere. Și asta are ceva în ea. Vedeți? Miroase foarte bine. Un gust mult mai slab decât cele două, cel cu pepene și cel cu mango. Se cadrează undeva la un 6, din păcate. Cel de pepene a fost cel mai bun. Acesta verde, foarte, foarte bun, foarte dulce. Pot spune că sunt cei mai proști bani cheltuiți. Deci cei mai proști 80 de lei cheltuiți pe niște lucruri care nu merită, efectiv, nu merită. Nu o să le mai cumpăr niciodată. Vă recomand, dacă vreți oricare din aceste produse, să le încercați doar o dată și nu repetitiv. Pentru că efectiv nu se merită cheltuiala și gusturile le regăsiți în alte produse de la noi de pe piață.
Sper că v-a plăcut vlogul din această seară și că ați fost încântați de prezența acestor dulciuri și băuturi chinezești și nu vă veți avânta și voi așa cum am avântat eu în a cheltui bani cu care puteți să faceți altceva și nu să aruncați pe produse chinezești care nu merită. Așa că nu uitați să bușiți butonul ăla de subscribe și ne vedem la următorul vlog.